Decembrie 2019. În China, pentru prima dată cineva tușește din cauza unui virus total necunoscut. Toată planeta este în panică. Peste două luni virusul ajunge și în Moldova. Este declarată stare de urgență, iar oamenii sunt disperați. S-a tocat mencea reumătul grehei zelele noastre. Игорь, я фамилия запишу, да? Финиш. Bună ziua! Aveți o clipă liberă, vreau să vă dau câteva întrebări. Da, ce faceți? O să găsești cum, parcă nici concret atât s-a ocupat. Și acum cu ce vă ocupați? Acum, facem desea, challenge-uri pe TikTok. Poftim? Pe TikTok, TikTok. Bine. Vreau să vă întreb cum este viața aici la sat. Ce s-a schimbat pe perioada pandemiei? Dacă s-a schimbat nică așa, așa zic că s-a schimbat ceva, tot așa cum era. Nică așa. A, de fapt, stai că asta, băi, pe... Ileana l-a schimbat pe Vasile cu Andrei. Și eu nebun dacă nu cheamă la vorbește în Moldova, băi, și au s-o ușicane acolo. Și totuși, aș fi vrut să vă întreb, de ce nu portați măști? Cum nu portați? Păi nu le aveți, unde sunt? Super aici, cum nu, uite, primarul mi-a zis cu mască, mă, cu mască și mă, eu nu port în pantaloni, șaravare, o țin întotdeauna, dar cum, și mască la mine întotdeauna. Locuiți aici dumneavoastră, da? Nu, așa e Vitalic, știi că așa e, eu n-am steclo pachet încă. Putem să vorbim și cu domnul? Și Vitalic? Ba da. Da. Băi, Vitalic, vine acum la televiziune, băi, dar ies și mască dacă vrei să grească tine. Hai, vin încoace. Igor. Igor, grup. Ce debil e din tine. Să-i mască. Ce să-i zici? Zici-ți nu mască. Ia-l să-i zici eu. Pantana, băi. Ce să-i zici? Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți, domnule? Da, ce facem? Facem TikTok de ăsta, cum mai spune. Văd. Câte o leacă așa pe... Aveți timp. Nu-ți dă voie. Nu se de voi. Am vrut să vă întreb, cum munciți acum perioada carantinei? Mai mult în casă. Mai mult în casă, în curte. De virus ați auzit? Da, i-am auzit, am auzit. Dar nu l-am văzut. Nu l-am văzut. Și cum vă protejați? Dar cum și protejezi eu zic, cum ai calcat într-un ghilon, te-ai dat cu niște o learcă și trece și... Iau-ți animalele, câinele, porcul, are rapa, nu? Dai cu soldor și trece și n-ai nicio treabă, e o learcă, flăcăjă și grei. Așa și cu virusul ăsta, o learcă, te-ai dat așa, ce gata și... Am înțeles, dar ați auzit de instalarea antenelor 5G? Nu vă este frică? Dar măcar poate să instalezi și 30 milioane, unde e cea? Hop, așa am apărut fără dar, n-ai sistem, nu te e nică și grei, au fost ce grei ești, nu mai tem de nică așa, tătă, ei, s-au fost în Afgană, eu cu mâini goale mă știe, măi, cu ăsta, eu cu afganezi, cu americani, cu mâna goală, răzbirem, tam, băi, fost la cantimir și ai pus cartofi și de-a mătoastră, băi, și nu slujit, nu știi și grei ești, da, păi tu, așa ai zis și... Bună ziua! Nu știm că ai fost la pus cartofi. Bună ziua! Ion Rotaro, în deal trăiește? Vai, la deal, casă și ea trăiește la sus, o Păi cine, Vania, cine zice acolo? Cine e vreun partid ceva, udea corupți prin ea chiar azi. An, vin alegerile și de-am s-o șepută de-am cu greci, ca pe la oameni. Dar și ieri am văzut, eu am fost la Cumătra Leuva și numai greci când corupți. Da ce? Și telefon cea la dute și căști, bulgar, că nu. Așa le dă lor așa noastră? Da, cum? Ceva partid serios ăsta. Da. Dar la noi când și nu trăiești și la noi oare? Da, poate s-o înșepută de la deal și apoi oameni azi vin și la noi. Poate, da, ajungi, dar n-ajungi. Dacă și cu cască de am înțeles, văd că sunteți pregătiți. Spuneți-mi, da. Dar despre vaccin, ați auzit? Ce părere aveți? Ei, vaccinul ăsta e... Asta e nic. Dacă soția de unul a încurcat vaccinul de la cald, la catalan, și ne-a pus-o-n ea. Și nu i-a fost nic, dacă zic, o... Așa din aia stilă, i-a încurcat injecțiul, nu i-a fost nic. Dar ce crezi cu vaccinul? Poate dă-i moldovanul jos cu vaccinul și cu tine, nu i-a nu poate să iei. Dar știți că o să fie obligatoriu pentru fiecare cetățean acest vaccin. Și vaccinul are un chip. Ați auzit?
Chipsuri cu piele mâncăm acum. Nu, nu, este un chip care va fi sub piele și va monitoriza activitatea voastră. E, dar și mare monitorizare am trat în bici, acolo dă zboi sistemul de dat. Și cu scot, și pază că auzi, hopa, Valeric pe la ji, Valera la porci de mâncare, hopa, calul în colo și la bar, mare treabă. E, tot asta-s prostivă, băi. Ia mejes, numai. L-ai scos, am scos și pșeala și l-am urcat în fântână acolo, e zadă, mă faci carotca aia pe la... Bine, și până la urmă, care este părerea voastră? Ei, eu fix așa când am fost în Afgan acolo, chiar era Zahod Stâlaș, le-am spus, băi, dacă nu ești, îți trebuie cel mai... Hai, că am mai pierdut. Băi, când vă spun cu Afgan, băi, nu mă uite, băi, eu nu mă temă, eu, nici nu mă temă, dacă trebuie mă bate.